Am să citesc un text din Evanghelia după Ioan, la capitolul 1, primele 5 versete, legat de nașterea Domnului Isus, privită din perspectiva aceasta a veșniciei, așa cum o vede Apostolul Ioan. La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. El era la început cu Dumnezeu. Toate lucrurile au fost făcute prin el și nimic din ceea ce a fost făcut nu a fost făcut fără el. În El era viața și viața era lumina oamenilor. Lumina luminează în întuneric și întunericul n-a biruit-o. Amin. 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 Slăvit să fie Domnul că întunericul n-a putut să biruiască această lumină și nu va putea până la sfârșitul istoriei. Nu are întunericul cum să biruiască lumina care vine de sus, care vine din veșnicie. Iar aici Scriptura ne arată de unde a venit Domnul Isus doar puțin ni se dă la o parte cortina să vedem în veșnicie și acolo este prezentat Domnul Isus înainte de creație, înainte de a fi făcut vreun lucru din creația spirituală și din cea materială. La început, înainte de veșnicii, era cuvântul. Dragii mei, nașterea Domnului Iisus este cel mai mare eveniment care a avut loc în istoria omenirii, împreună cu jertfa lui la cruce, și cum vierea lui dintre cei morți. Acestea sunt evenimentele decisive, determinante, ale istoriei acestei umanități. Faptul că Fiul lui Dumnezeu, la împlinirea vremurilor, atunci când prorociile trebuiau să se împlinească și au atins punctul culminant, punctul de împlinire, Dumnezeu l-a trimis pe Fiul lui în lume. El și-a ținut cuvântul, el și-a împlinit ceea ce a promis, și atunci când vremurile s-au împlinit, Fiul lui Dumnezeu s-a întrupat nu la întâmplare, ci în locul în care Dumnezeu a rânduit, în forma în care el profețise din fecioară, venind să se nască în Betlem, în casa lui David, ca împărat, dar în același timp în umilință, cel despre care Isaia spunea căci un copil ni s-a dat, un fiu ni s-a născut și domnia va fi pe umărul lui. Domnul este cel care va domni, însă s-a născut în umilință, și a trăit în sărăcie, în smerenie. Putea să-și aleagă locul în care avea să se nască, putea să-și aleagă orice loc de pe pământul acesta. Aici scriptura spune că tot ceea ce a fost făcut a fost făcut prin el. Prin urmare, el era autorul și în același timp și cel care avea drept asupra întregului pământ. Orice loc de pe fața pământului era de drept al lui. El ar fi putut să aleagă orice palat imperial și erau palate pe vremea aceea. Totuși, Domnul Isus, prin alegerea sa, s-a născut în umilință și această istorisire a nașterii Domnului este într-adevăr plină de speranță pentru noi, de nădejde, aducătoare de bucurie, dar este și o istorisire tristă. Fiul lui Dumnezeu s-a născut în lumea noastră, în cel mai umil dintre locuri. În vreme ce, în Ierusalim, în cetatea împărătească, cetatea mare lui împărat, cetatea lui, se uneltea împotriva sa, se făceau planuri prin care Irod încerca să ia viața. Astăzi am să vorbesc în continuare a mesajului de duminica trecută, despre diverse atitudini la nașterea Domnului. Pentru că venirea Domnului în lumea aceasta a împărțit lumea în mai multe categorii. Până astăzi oamenii se împart în aceste categorii. Sunt diverse atitudini pe care omul le-a avut la nașterea lui și pe care le are până acum, înainte de a doua sa venire. Au fost diverse reacții generate de nașterea Domnului Isus. De exemplu, am vorbit data trecută despre rămășița sfântă, că exista un grup de oameni în Israel care cercetau scripturile, care trăiau cu teamă de Dumnezeu, care așteptau nădejdea lui Israel. Oamenii aceștia, atunci când Domnul Isus s-a născut, ei au izbucnit în cântece de laudă, iar Duhul Sfânt s-a revărsat peste ei, dându-le daruri, între altele și darul prorociei, pentru a deosebi bine în acel copil nou-născut pe Mesia, pe fiul lui Dumnezeu care avea să ducă mântuirea omenirii. Așadar, prima reacție pozitivă, să-i spunem așa, a fost cea a rămășiței sfinte. Oameni care așteptau în curăție venirea Domnului, în mijlocul cărora a lucrat Duhul Sfânt și care atunci când a venit Domnul, ei și-au dat seama bine, ei au fost înștiințați de Duhul Sfânt, li s-a arătat clar ce avea să se întâmple cu acest copil nou născut, că el va fi străpuns pentru păcatele noastre și între altele îi spune Simeon Mariei chiar inima ta va fi străpunsă pentru că fiul pe care i-a născuse avea să moară la cruce. Această rămășiță sfântă este o imagine a ceea ce va fi și înainte de a doua venire și anume un grup de oameni în mijlocul cărora Duhul Sfânt va lucra peste care Dumnezeu va lăsa daruri și cărora le va descoperi venirea, a doua venire a Domnului Isus, Înainte de a se întâmpla. Exact lucrurile acestea se întâmplă astăzi, și ne bucurăm să facem și noi parte, ne dorim din toată inima să facem parte din această rămășiță sfântă. Așadar, prima reacție sau prima atitudine a fost cea a rămășiței de așteptare, de laudă la adresa Domnului și de bucurie. De asemenea, o altă categorie care au avut parte de bucurie și de închinare înaintea Domnului, au alcătuit-o oamenii simpli reprezentați aici de păstori. Știți că se spunea despre păstori că în Egipt ei erau priviți ca o urăciune, pentru că erau oamenii cei mai simpli și cumva viața lor era dură. Până astăzi se întâmplă și în țara noastră, cei care stau pe munți cu oile, cu turmele, sunt oameni obișnuiți cu vitregiile și probabil și din cauza aceasta este o anumită duritate. În ei bine aici, oamenii aceștia însă erau dintre cei care așteptau nădejdea lui Israel, Oameni simpli și smeriți care trăiau în curăție și au avut parte să vadă Slava cerească, li s-a dat la o parte cortina cerului ca să vadă îngerii din Slava cerească cum cântau laude lui Dumnezeu. În ținutul acela erau niște păstori care stăteau afară în câmp și făceau de strajă noaptea în prejurul turmei lor. Și iată că un înger al Domnului s-a înfățișat înaintea lor, și Slava Domnului a strălucit în prejurul lor. Ei s-au înfricoșat foarte tare, dar îngerul le-a zis: Nu vă temeți! căci va aduc o veste bună care va fi o mare bucurie pentru tot norodul. Astăzi, în cetatea lui David, vi s-a născut un Mântuitor, care este Hristos Domnul. Ar fi trebuit să fie o mare bucurie pentru tot poporul. Din păcate, poporul era ocupat cu alte lucruri, poporul avea gânduri prea înalte despre sine, iar Domnul alege să se descopere unor oameni smeriți și păstorii foarte ascultători, se duc și au parte de această descoperire, de această revelație a slavei lui Dumnezeu. Și foarte interesant că n-au avut parte oamenii religioși, cei care erau specializați în studiul scripturilor, erau niște categorii acolo, cel puțin trei categorii arată evangheliile de oameni pregătiți în scriptură, și anume cărturarii, despre care se spune că erau în stare să citeze texte întregi din Vechiul Testament, de asemenea fariseii, care erau o grupare foarte îngustă, foarte strictă, în privința împlinirii legii și saducheii din care făceau parte preoții. Trei grupări de oameni religioși, cu toții așteptau împlinirea Scripturilor, îl așteptau pe Mesia, dar slava lui Dumnezeu se arată unei grupări care era cea mai umilă, și anume păstorilor, reprezentanții oamenilor zmeriți și curați la suflet. S-au dus în grabă și au găsit pe Maria și pe Iosif și pruncul culcat în iesle. După ce l-au văzut, au istorisit ce li se spusese despre prunc și păstorii s-au întors și iată reacția lor, slăvind și lăudând pe Dumnezeu pentru toate cele ce auziseră și văzuseră și care erau în tocmai cum li se spusese. Nu doar aceștia au fost oameni care l-au lăudat pe Domnul, ci și reprezentanții națiunilor lumii, și anume magii, nu știm dacă exact erau trei sau mai mulți, foarte probabil trei pentru că sunt desene din perioada primilor creștini, creștinii aveau obiceiul în locurile în care se întâlneau, nu făceau icoane să le pună pe pereți, dar reprezentau diferite scene din Evanghelii și într-una din scenele acestea este o reprezentare a magilor și aceștia erau într-adevăr în număr de trei. De asemenea, numărul darurilor este de trei, n-are importanță câți erau. Cert este că oamenii aceștia erau oameni deosebit de înțelepți. Ei nu doar că cercetau să vadă mersul lucrurilor după bolta cerească, era mai mult decât atât, ei alcătuiau ceea ce se numea magisteriul, adică acea grupare, probabil echivalentul de astăzi al curții constituționale, cea mai mare grupare juridică, cea care dădea putere unui rege, un împărat sau un rege, care ajungea la domnie în partea de răsărit a Israelului, în speță în Mesopotamia, vechea Mesopotamie și zona Persiei. În zona aceea trebuiau să fie oameni care să aplice legea, iar aceștia erau magii. În plus, erau oameni foarte înțelepți, nu oameni simpli, ci elita împărăției răsăritului. Acești oameni vin să se închine împăratului de curând născut al iudeilor. Să spunem așa, erau din categoria lui Irod, ca și clasă socială, chiar peste categoria aceasta, cu deosebirea că nu făceau parte din Imperiul Roman, erau oameni care trăiau în independență, în afara limitelor Imperiului Roman, în care Israelul se afla. Magii aceștia au venit la Ierusalim și normal s-au dus la curtea celui cu care trebuia să aibă relații. Ei erau din aceeași elită, conducătoare, și Irod i-a primit, numai că Domnul a continuat să îi călăuzească și să îl apere pe fiul lui născut, în așa fel încât magii, odată ce au ieșit din palatul lui Irod, spune scriptura, magii au plecat și iată că steaua pe care o văzuseră în răsărit mergea înaintea lor până ce a venit și s-a oprit deasupra locului unde era pruncul. Când au văzut ei steaua, n-au mai putut de bucurie. Nu doar bucurie, ci o bucurie extremă. Când au văzut steaua, n-au mai putut de bucurie. Au intrat în casă, -au văzut, au văzut pruncul cu Maria, mama lui, s-au aruncat cu fața la pământ, observați, aceasta arăta că ei știau cine era cel care s-a născut. Ei se aruncă în fața acestui prunc, arătând cu adevărat cine este cel care s-a născut. Au intrat în casă, au văzut pruncul cu Maria, mama lui, s-au aruncat cu fața la pământ și s-au închinat. Aceasta arată mai mult doar decât faptul că se bucurau de nașterea lui, ci arată că ei îi recunoșteau autoritatea regală. Că erau un împărat mai sus decât împărăția lor. Mai sus decât orice domnie. Ei l-au identificat foarte bine. Și este uimitor pentru că ei nu aveau scripturile, nu cunoșteau ce se profețise în detaliu. Probabil că au avut ceva indicii, dar cert este că atunci când au venit înaintea Domnului, s-au aruncat cu fața la pământ și s-au închinat. Și nu doar atât, au făcut și un lucru practic de care era nevoie, iar darurile lor au valoare simbolică. Și au deschis visteriile și au adus daruri. Aur, tămâie și smirnă. Și foarte mulți interpreți ai Scripturii au arătat că sunt valori simbolice aurul reprezintă faptul că Domnul era împărat, tămâia, preoția lui și smirna, jerfa pe care urma să o aducă. În același timp însă, în Ierusalim, majoritatea poporului s-a tulburat, s-a agitat și reacția a fost aceasta. Tulburare, neliniște, pentru unii uimire, dar reacția generală a fost de ignoranță. Chiar dacă s-au tulburat, chiar dacă s-au mirat, au rămas uimiți, totuși au ignorat total acest lucru. Nu au căutat să vadă ce se întâmplă la Betlem. Chiar dacă preoții au indicat lui Irod că era vorba de Betlem și se auzise la curtea regală, probabil mulți oameni vorbeau că în Betlem urma să se nască sau s-a născut deja Mesia, cu toate acestea nu se vede că ar fi fost vreo reacție din partea lor de a-l căuta pe Domnul. Ierusalimul a rămas în tulburare. După ce s-a născut Isus în Betlemul din Iudeia, în zilele împăratului Irod, Iată că au venit niște mași din răsării la Ierusalim și au întrebat unde este împăratul de curând născut al iudeilor, fiindcă am văzut steaua în răsărit și am venit să ne închinăm lui. Când a auzit împăratul Irod, acest lucru s-a tulburat mult și tot Ierusalimul s-a tulburat împreună cu el. Ce presupune acest lucru? Oamenii s-au neliniștit, s-au agitat. Venirea lui Mesia în lume, în loc să-i bucure, în loc să-i ducă la o reacție de închinare sau să îi facă să caute slava lui Dumnezeu, pe ei i-a lăsat în agitare, în tulburare, în neliniște. Aceasta a fost reacția celor din Ierusalim. Au început să-și pună întrebări, unii au decis să-l caute ca să-l omoare, iar alții nu l-au căutat deloc. O parte, în speță cei de la curtea regală, s-au decis să-l caute pentru a-l omorâ, iar alții nu l-au căutat deloc. Așa se face că a existat această reacție, faptul că Irod a decis să ucidă pe toți copiii. Născuți de la vârsta de doi ani mai în jos. Acestea au fost atitudinile, pe scurt, ale oamenilor de atunci. Împărțite între bucurie, închinare, laudă la adresa lui, aceasta a fost o parte redusă a populației din Israel, rămășița sfântă, păstorii, magii veniți de departe, iar majoritatea oamenilor doar s-au agitat, au auzit că s-a născut Mesia, că probabil s-a născut Mesia. Și cu toate acestea, pentru ei n-a fost niciun fel de căutare. Marea majoritate a populației doar s-a agitat, s-a speriat, s-a tulburat, dar n-a avut nicio căutare. Iar și mai rău, o parte din cei care conduceau Israelul l-au căutat pentru a-l ucide. Care este atitudinea noastră acum față de Domnul? Care este atitudinea omenirii astăzi și a noastră personal? Fiul lui Dumnezeu este deja în slavă, El este împărat în ceruri este și mare preot, mijlocește pentru noi și este gata să se întoarcă. Care este atitudinea noastră față de El? Și astăzi, dragii mei, sunt aceste două categorii de atitudini față de Domnul Isus. Unele pozitive pentru El și altele cu totul împotriva sa. Iată trei atitudini pozitive pe care Scriptura ni le arată că ar trebui să le avem. În primul rând, să avem ceea ce aveau oamenii neprihăniți de atunci, cei care trăiau cu teama lui Dumnezeu, rămășiți aceea credincioasă despre care am mai vorbit, și anume să așteptăm venirea sa în fiecare zi. Știți, evreii au o cântare și vine din tradiția lor iudaică și spun ei așa, am să-l aștept pe Mesia și chiar dacă va mai întârzia, eu cu toată inima, cu toată credința mea, mă angajez că îl voi aștepta în fiecare zi. Așteptăm noi în felul acesta venirea Domnului în fiecare zi. Poate chiar astăzi. Evreii spun lucrul acesta și evrei religioși cred că Mesia va apărea. Ei nu l-au acceptat pe Domnul ca Mesia și ei s-au angajat înaintea lui Dumnezeu să-l aștepte pe Mesia în fiecare zi. Îl așteptăm noi pe Domnul în fiecare zi cu toată inima noastră, cu toată credința noastră. În fiecare dimineață când ne trezim să ne gândim, poate astăzi va fi ziua când Domnul va veni. Este o caracteristică a rămășiței credincioase. Când te trezești dimineața, te gândești, poate astăzi este ultima zi pe care o petrecem pe pământ și Domnul poate să vină în cursul acestei zile. Așa trăiau oamenii aceștia, așteptând slava lui Dumnezeu, așteptând nașterea lui Mesia, cu mult mai mult noi, cei care suntem înainte de revenirea sa. De asemenea, tot rămășița aceasta avea cântece de laudă. La adresa lui Dumnezeu, dar nu orice fel de cântece de laudă, ci cântece de laudă izvorâte din Duhul Sfânt. Duhul Sfânt le dădea laudă. Să știți, cântau și oamenii la templu. Erau cântări, erau leviți, erau coruri de leviți, o făceau, din păcate, în mod formal, religios, ca un ritual, dar erau oameni care aveau cântece de laudă și aceștia erau cei credincioși, care s-au unit împreună cu oștile de îngeri. Ce cântare o fi auzit păstorii din ceruri? Ce cântece de laudă au avut cei de pe pământ. O parte dintre ele se văd în Scriptură, cântarea Mariei și cântarea lui Simeon și a lui Zaharia. Trăim noi o revărsare a Duhului, așa cum au trăit ei. Aceasta este o caracteristică a rămășiței sfinte la venirea Domnului Isus. La întâia lui venire, rămășița credincioasă se bucura de o revărsare a Duhului Sfânt. Cu mult mai mult în vremea din urmă, este profeția aceasta dată de Domnul, în vremea aceea voi turna Duhul meu peste orice făptură. Și se referă la Biserica Domnului, în mod special, ca și la poporul Israel. Avem noi această bucurie pe care o aveau păstorii? Scriptura ne îndeamnă să ne bucurăm. Așa cum s-au bucurat ei și cum s-au bucurat magii, ei n-au mai putut de bucurie că au văzut Steaua. Noi vedem Slava Domnului, coborârea prezenței Domnului în biserică, stârnește în noi aceeași reacție? Să nu mai poți de bucurie. Când vii înaintea Domnului la adunare, să nu mai poți de bucurie. Și când pleci de aici, e o bucurie extremă. Te întâlnești cu Domnul. Ei au văzut un prunc culcat într-o iesle și n-a făcut Domnul nicio minune în fața lor. Noi am văzut atâtea minuni. Am simțit prezența Lui, slava Lui se coboară în mijlocul nostru. Avem cu mult mai multe motive să ne închinăm înaintea Lui și să fim bucuroși. De aceea Apostolul Pavel le spune, credincioșilor din Filipi, încolo, frații mei, bucurați-vă în Domnul. Este o bucurie în nădejdea aceasta a revenirii Domnului. Gândiți-vă, fraților, dacă noi așteptăm venirea Domnului și ar trebui să fie legate și sunt legate aceste două lucruri, dacă tu ești conștient că Domnul vine, lucrul acesta îți creează o mare bucurie. Bineînțeles, dacă inima ta este în curăție, și dacă îl aștepți în curăția cugetului tău, dacă niciun păcat nu te acuză, dacă nu e nimic motivat împotriva ta, în inima ta, atunci tu ai toată bucuria, pentru că în curând îl vei vedea pe Domnul. Și repet, nu un copil, ci pe Domnul în slava sa. Ioan când i-a văzut slava Domnului Isus, el care stătuse cu Domnul trei și jumătate spune, am picat, am căzut la picioarele lui ca mort. Vă dați seama, într-o zi, fraților, îl vom vedea pe Domnul. Nu la infinit ne vom strânge în forma aceasta, nu tot timpul se va spune despre nașterea Domnului. Într-o zi, istoria va avea un final. Domnul va reveni, iar ochii noștri îl vor vedea pe Împăratul. Dacă noi suntem oameni care trăim în curăție, pentru că bucuria aceasta întotdeauna este legată de curăția vieții, dacă suntem oameni care trăim în curăție, în sfințenie înaintea lui Dumnezeu și nu avem nimic care să ne acuze, în fiecare zi ar trebui să fie o imensă bucurie că Domnul va veni și că îl vom vedea. Bucurați-vă în nădejde, spune Scriptura. Iar Apostolul Petru le spune credincioșilor din vremea lui: Voi îl iubiți fără să-l fi văzut, credeți în el fără să-l vedeți și vă bucurați cu o bucurie negrăită și strălucită. O bucurie negrăită și strălucită. Cunoști tu ce e asta? Să ai o bucurie negrăită și strălucită. Ce bucurie au avut magii? Nu știm cât de intens a fost, dar spune că oamenii credincioși. Care știu că în curând îl vor vedea pe Domnul, care îl iubesc pe Domnul fără să-l fi văzut, care cred în El fără să-l vadă, ei se bucură cu o bucurie negreită. Nu-ți cuvinte să descrie bucuria aceasta. Când stai singur cu Domnul și știi că El vine și simți prezența Lui și atingerea mâinii Lui, este o bucurie negreită și strălucită. În curând vei fi cu El. Poți să facă oameni împotriva ta ce vor să facă, toate planurile, tot iadul să se strânească împotriva ta, tu știi? că într-o zi îl vei vedea pe Domnul. Cum spunea Iov, ochii mei îl vor vedea. Sufletul meu tânjește înăuntru meu de dorul acesta. Fraților, lipsa noastră de bucurie este cauzată de unul din aceste două lucruri. Ori nu-l aștepți pe Domnul, nu ai de aceasta în fiecare zi că îl vei vedea, ori este un păcat ascuns, păcatul întotdeauna ți-aduce tristețe, amărăciune, supărare. Păcatul aduce apăsare apasă sufletul omului, îl împiedică să se bucure. De aceea, dacă noi dăm la o parte, cum spune Scriptura în Epistola către Evrei, să dați la o parte păcatul care vă înfășoară așa de lesne. Și avem cum, fraților. Este o jerfă, este un mijlocitor, este un mare preot înaintea lui Dumnezeu. Orice păcat, orice legătură, el o poate rupe, orice păcat îl poate ierta. Nu avem niciun motiv să fim lipsiți de bucurie și să fim în apăsare și în tristețe. Primii creștini aveau aceste cuvinte care li se potriveau. Voi îl iubiți fără să-l fi văzut. Credeți în el fără să-l vedeți. Și vă bucurați cu o bucurie negreită și strălucită. Iar asta o văd toți oamenii. Iar Pavel vine și spune: vă bucurați chiar și în necazurile voastre. Trebuie să fim oameni deosebiți de ceilalți din jurul nostru. Trebuie să fim oameni peste normalul acestei lumi. Oamenii nu se bucură în necazuri. Noi trebuie să avem bucurie chiar și în asta. Și în prigoniri, și în defăimări. În toate lucrurile acestea să avem bucurie. De ce? Nu că ne place să primim toate aceste lucruri. Dar știm că este Domnul înainte ochilor noștri și că în curând îl vom vedea. Cine ne poate răpi bucuria asta? În curând îl vom vedea pe El. Cum credeți că au trecut apostolii și primii creștini prin toată persecuția aceea? Niciunul dintre apostoli în afară de Ioan n-a trecut din viața aceasta în mod natural, normal, toți au suferit o moarte violentă, plus multe persecuții înainte de a fi uciși pentru Domnul. Și totuși, nimic nu le-a luat bucuria. Generații în șir de creștini, 300 de ani, au avut bucurie în inimile lor. Chiar când și copiii lor erau luați în fața lor și erau duși în arenele romane, nu ai cum să nu suferi, nu ai cum să nu ți se sfâșie inima, dar aveau bucuria că îl vor vedea pe Domnul. Ștefan spune că fața lui s-a luminat pentru că a văzut slava Domnului. Fraților, în curând îl vom vedea pe Domnul. Nu e niciun motiv, niciun motiv și nicio justificare pentru lipsa de bucurie a celui care spune totuși că este creștin. Nu e niciun motiv. Este o singură problemă și aceasta este păcatul care te înfășoară așa de lesne. De ce nu e bucurie și de aceea nu este acea manifestare a laudei înaintea lui Dumnezeu. Dacă oamenii aceștia au venit și s-au închinat înaintea Domnului, la nașterea lui. Cum ar trebui să vină biserica astăzi? Ce explozie de laudă când Duhul Sfânt este în mijloc? Ce explozie de bucurie? Nu doar că Domnul s-a născut acum 2000 de ani, ci pentru că El este viu și El lucrează în mijlocul nostru și că El va reveni. Avem motive de bucurie. Iar noi avem acest har deosebit de a fi generația care trăiește vremea cu puțin înainte de revenirea Domnului Isus. Aceasta era atitudinea păstorilor. Și a magilor, oameni care s-au bucurat și care n-au mai putut de bucurie. Așa au spus sângerii. Vă aduc o veste care va fi un motiv de mare bucurie. Nu doar că avem acasă o masă îmbelșugată, e pace în țară, ne bucurăm, deja suntem într-o perioadă de prosperitate, nu la nivelul Occidentului, dar fără precedent în țara aceasta. Noi ne bucurăm de lucrurile acestea, lumește, omenește, dar bucuria noastră nu de aici trebuie să vină. Acesta e o bucurie trecătoare, este o stare de bine pe care și cei care nu-l cunosc pe Domnul o au în perioada aceasta, dar Scriptura vorbește de o bucurie peste aceste lucruri, care vine din Domnul, care vine din faptul că El va reveni, că El a venit în lumea aceasta și că El va reveni a doua oară. Avem atitudinea aceasta care îi caracteriza pe magi, oamenii aceștia nu doar că n-au mai putut de bucurie, ei au făcut și ceva practic. Ei s-au închinat cu bucurie înaintea Domnului și și-au deschis viseriile. A fost închinare cu dăruire. Și nu i Dumnezeu interesat de ce lucru putem noi să-i dăm, ca și cum El ar avea nevoie de ceva din partea noastră. ce -mi trebuie mie, jertfele voastre, le spunea celor din Israel? Fiecare ce face în numele Domnului trebuie să facă în ascuns, în așa fel încât să nu știe stânga ce face dreapta, a spus Domnul. Dar aici nu-i vorba doar de darurile pe care le-au adus. Scriptura vorbește de altceva mai mult decât atât. Și anume, spune Pavel despre creștinii din Macedonia, vă mărturisesc că au dat de bună voie după puterea lor și chiar peste puterile lor. Și au făcut lucrul acesta nu numai cum nădăjduisem, dar s-au dat mai întâi pe ei înșiși Domnului. Înțelegeți care este dăruirea adevărată? Să te dai pe tine însuți Domnului. Magii și-au deschis visteriile și-au dăruit. A fost închinare și dăruire. La noi trebuie să fie un pas superior, o treaptă mai sus. Închinare și dăruire de sine, completă lui Dumnezeu. Fraților, eu zic că dacă un om se numește creștin, dar nu este dispus să se dăruiască în întregime Domnului, înseamnă că încă nu l-a cunoscut cu adevărat pe Domnul. Dacă tu spui că l-ai cunoscut pe Domnul, și încă îți mai negocezi viața și nu vrei să trești în totul totului tot să fii al Domnului tău, cum spunea Scriptura încă din Vechiul Testament, înseamnă că nu l-ai cunoscut pe El. Dacă ți se pare că cere prea mult, n-ai cunoscut dragostea Lui. Este o jerfă de bună voie. Nu este un lucru greu. Când îl cunoști cu adevărat pe Domnul, îți pare rău că nu ai să-i dai mai mult decât ceea ce ești tu însuți. Cam așa este când îl cunoști cu adevărat pe El dacă doar cunoști rațional adevărul mântuirii, al jertfei sale, al ispășirii și ai accepta niște adevăruri raționale și spui și si eu vreau mântuirea asta, aceasta nu înseamnă că ai avut cu adevărat o naștere din nou sau că ai avut o întâlnire personală cu Domnul Isus. Când te întâlnești cu Domnul cu adevărat, îți pare rău că nu ai mai mult să-i dai. E prea puțin să te dai în întregime Lui. Închinarea creștină vine cu dăruire de sine. Nu doar cu bunurile noastre, tot timpul se tot aud lucrurile astea. Să ne închinăm cu ce avem noi înaintea lui Dumnezeu. Nu, să ne dăruim pe noi înșine lui Dumnezeu ca vii din morți cum eram. Așa spune Scriptura. Și dați-vă pe voi înși vă lui Dumnezeu ca vii din morți cum erați. Și dați lui Dumnezeu trupurile voastre. Fraților, nu este o chemare prea grea. De aici vine frustrarea noastră. că noi nu ne dăruim în întregime Domnului, de aici apar o mulțime de lucruri adverse. Pentru că sufletul tău încearcă să își revendice drepturile, să își trăiască viața pentru lumea aceasta, să se bucure de ce are lumea aceasta, că nu te-ai dăruit în întregime Domnului. Va fi tot timpul o luptă interioară, o frământare, un chin și de aceea e și lipsa bucuriei. Dar când te dai în întregime lui Dumnezeu, că spui, Doamne, eu cu tot ce am, cu tot ce sunt, acesta e creștinismul, eu mă lepă de mine însumi și mă dau în întregime ție. Cum spunea despre macedonenii aceștia, nu numai că au dat ajutoare, dar s-au dat mai întâi pe ei înșiși Domnului. Dacă nu te dai mai întâi pe tine însuți lui Dumnezeu, degeaba ați deschis tu buzunarul sau portofelul să-i dai lui Dumnezeu ceva. Dumnezeu nu are nevoie, repede de nimic din partea noastră. Nici de noi înșine nu are nevoie. Dar este gestul normal pe care noi trebuie să-l facem înaintea lui. El s-a dat pe sine în întregime și nu avea nicio datorie. Dar noi suntem cei cumpărați cu un preț. Și spune Apostolul Pavel că ce ați fost cumpărați cu un preț. De aceea dați-vă pe voi și vă lui Dumnezeu. Ce creștinism este acesta cu inima împărțită? Oameni care își cântăresc viața, cât să-i dau lui Dumnezeu, cât din timpul meu, cât din averea mea, cât din comoditatea mea. Nu cât, dă-te cu totul lui Dumnezeu. Să trăiești în întregime pentru Dumnezeu. Și vin iarăși la primii creștini. Oamenii aceștia nu trebuia să li se predice lucrul acesta pentru că ei erau în întregime pentru Dumnezeu. Nu atunci când îi luau în arenele romane să-i omoare, se dădeau ei în întregime Domnului. Ei erau deja predați lui Dumnezeu. Și mergeau liniștiți, chiar și la moarte și încă moarte violentă unii suferau torturi, așa a fost creștinismul adevărat. În primele veacuri, acela a fost creștinismul adevărat. Restul este amestec, este religie, este ritual să te dai în întregime lui Dumnezeu. Oamenii vorbesc de persecuție în zilele noastre, ei nici nu știu ce înseamnă asta. Oamenii care nu și-au predat inima în întregime lui Dumnezeu, nu vor putea trece nici măcar prin cea mai mică fărâmă de început a persecuției. Dacă ne numim creștini și încă ne negocem viața, înseamnă că nu l-am cunoscut pe Domnul. Am cunoscut doar adevăruri din Scriptură, le-am însușit intelectual, rațional, și am spus, lucrul ăsta funcționează, înțeleg bine cum funcționează jertfa Domnului, eu mi-aduc păcatele, El îmi dă iertarea, vine neprihănirea Lui asupra mea, nu vin cu neprihănirea mea, ci cu a Lui și ai toate lucrurile astea în cap. Dar poate niciodată nu te-ai întâlnit cu Domnul, cu El personal, în cămăruța ta. Și să-i Doamne, eu văd clar, prin Duhul Sfânt, tot prețul pe care Tu l-ai plătit pentru mine. Să mai negocezi eu viața eu sunt în întregimea tău, mai cumpărat cu un preț pe care nimeni nu l-a plătit vreodată pentru un rob. Viața ta, Doamne! Viața Domnului Isus, sângele Lui, este prețul cu care noi am fost răscumpărați din felul nostru de șer de viețuire. Închinarea adevărată vine cu dăruirea de sine. Bucuria vine din această închinare și din această dăruire. Și fraților, să știți, că noi ne dăm pe noi înșine cu totul lui Dumnezeu, să știți, Dumnezeu știe mai bine ce avem noi nevoie și pe unde să ne călăuzească și cum să rezolve lucrurile din viața noastră. Dacă noi vrem să le rezolvăm noi, când noi vrem să ne luăm viața în propriile mâini, să luăm propriile decizii, să facem noi cum știm, să ne luptăm noi cum putem, bine, poți să merge așa, dar va fi tot timpul o neliniște, o frământare și o lipsă a bucuriei adevărate în Duhul Sfânt. Acestea sunt atitudini pozitive pe care ar trebui să le avem. Să avem cântece de laudă la adresa Domnului, să avem o viață curată. Dumnezeu să-și reverse Duhul Sfânt atunci când este dăruire înaintea lui Dumnezeu, atunci Duhul Sfânt se revarsă. Pentru că Dumnezeu are ce să ne dea noi, îi dăm viața noastră care, oricum, nu e de mare preț. De mare preț este viața lui pe care El și-a dat-o pentru noi, dar noi ne dăm viața noastră și Dumnezeu ne dă mai mult decât putem noi să ne imaginăm, și anume prezența Duhului Sfânt asupra noastră. Și de acolo vine bucurie, vine laudă, vine închinare adevărată pe care Domnul o primește. Adevărați închinători sunt cei care se închină prin Duhul Sfânt în adevărul Scripturii. Acestea sunt atitudinile pe care le așteaptă Domnul astăzi de la noi. Acesta este normalul vieții de credință a bisericii în așteptarea revenirii Domnului Isus. Și motivul nașterii Domnului Isus este un bun prilej pentru a vorbi de felul în care noi ar trebui să fim. De asemenea, însă, au fost și atitudini negative, pe care le vedem și astăzi între oameni, și vorbim de oamenii din țara noastră. Țara noastră este o țară creștină, sunt creștini de toate felurile, de toate denumirile, și atitudinile majoritare în rândul oamenilor din țara noastră, din păcate, sunt negative față de venirea Domnului. În primul rând, când se aude vorbind despre venirea Domnului, despre a doua lui venire, acum nu mai vorbim de nașterea Domnului, ci de a doua sa venire, lucrul acesta încă stârnește și astăzi tulburare. Oamenii se tulbură la gândul că vine Domnul. Ei se gândesc la toate cataclismele care vor fi. Și vor fi. Și au început să fie. Și normal să fie așa, pentru că Dumnezeu va judeca lumea aceasta. Dumnezeu este drept și va rămâne drept până la capăt. Și să știți, fraților, Dumnezeu înainte de a judeca, am spus-o de multe ori, el întotdeauna trimite semne de avertizare ca să dea timp de pocăință. Noi trăim vremea aceasta când Dumnezeu dă semne de avertizare și timp de pocăință, dar într-un moment anumit pe care Domnul îl cunoaște, lucrurile acestea se vor încheia. Uitați-vă bine afară, astăzi este 25 decembrie, încă este cald, încă pământul n-a înghețat, este cam așa o vreme de martie, poate nu chiar de aprilie. În toată luna decembrie, nu a fost un frig autentic de iarnă. Nu știm cum va fi de acum înainte. Dumnezeu avertizează, arată lucrurile foarte clar. Știți, acum, chiar în perioada aceasta, nu întâmplător, în perioada aceasta sunt roiuri de cutremure în multe zone din lumea aceasta, câte 4-5 în 15 minute, în diferite zone din lume. Dumnezeu avertizează, Dumnezeu vorbește. Dumnezeu cheamă pe oameni la pocăință. Iar oamenii se tulbură, se agită, li se creează o stare de neliniște și ar trebui să te întrebi ce simți când auzi vorbindu-se despre semnele vremurilor și despre faptul că lumea aceasta va trece printr-un cataclism cum niciodată n-a mai fost pe fața Pământului. Spunea Domnul printr-un necas cum n-a mai fost niciodată. De la potopul lui Noe, care a distrus în întregime lumea, mai puțin opt oameni care se aflau într-o corabie, de atunci până acum n-a mai fost un astfel de necaz ca acela care va veni. Ce simți când auzi despre asta? Este tulburare? Este agitație? Este neliniște? Dacă este așa, înseamnă că n-ai făcut încă pace cu împăratul, cu Domnul, cel care va veni să domnească peste Ierusalim și lumea întreagă. Și fiecare om care se tulbură atunci când aude de semnele vremurilor pe care le trăim, el încă n-a făcut acest legământ de a-L urma pe Domnul și are motive să se teamă. Mulți oameni astăzi se află în indiferență. Israelul auzise, Ierusalimul cel puțin auzise că s-a născut un mântuitor, un împărat. Venirea magilor, fraților, să știți, a strânit o agitație, a strânit un val de discuții. Au fost vonuri, au fost vorbe în Ierusalim despre ce se întâmplase. Nu erau oameni simpli și când au venit s-a strânit o agitație normal, dar oamenii au rămas în indiferență. S-a auzit motivul vizitei lor. Unde este împăratul de curând născut al iudeilor? Ei spuneau clar, un împărat li s-a născut iudeilor. Și populația știa foarte bine că acel împărat este Mesia. Cu toate acestea au rămas în indiferența lor. Uitați-vă la lumea aceasta, care se numește creștină. În indiferență față de Domnul. Poți să faci ritualuri religioase, poți să stai, să mergi la biserică, spunea unul, eu merg la biserică. Bine, mergi la biserică, nu mă duc în cluburi, bun. Du-te la biserică, dar lucrul ăsta nu-ți rezolvă tot. Trebuie să-L cauți pe El, pe Domnul. Să-L cauți pe Domnul în perioada aceasta. Să cauți să te închini înaintea Lui. Oamenii aceștia s-au aflat în indiferență. Probabil că au continuat, sigur au continuat să meargă la templu, au continuat cu ritualurile, dar în inima lor ceea ce îi caracteriza era indiferența. Toată recuzita de rigoare a sărbătorii nu lipsește, mâncare, băutură, petreceri, ieșiri, astea le au creștinii de toate felurile. Toți fac la fel. Este același lucru. Ceea ce ne îndeamnă Scriptura este să-l căutăm pe El, să nu rămânem indiferenți față de El. Nu doar astăzi și nu doar în perioada aceasta de sfârșit de an, ci în fiecare zi a vieții noastre. Să-l cauți pe Domnul, să trăiești cu Domnul, să fii în întregimea Lui, să aștepți venirea Lui în fiecare zi, așa cum o așteptau primii creștini, așa cum o așteaptă evrei, măcar că nu-l cunosc. Ei îl așteaptă pe Mesia. Vor fi uimiți să vadă că acel Mesia pe care ei l-au străpuns este cel care va veni ca împărat și anume Domnul nostru Isus Hristos. Și mai grav, sunt oameni care în perioada aceasta se ocupă să persecute pe Domnul. Pentru că, fraților, cine ne persecută pe noi, cine ne prigonește pe noi, îl prigonește pe Domnul. Au existat în vremea de atunci a nașterii Domnului oameni care au avut curajul să creadă că pot să împiedice planul lui Dumnezeu. Te gândești ce a fost în mintea lui Rod. Bineînțeles, era un paranoic, asta e o formă de nebunie, dar te gândești și în cei din jur care l-au secundat, care l-au ajutat în tot planul lui. Crezi tu că poți împiedica lucrarea lui Dumnezeu? Când Dumnezeu a spus că se va naște Mesia, crezi tu că poți să faci să cadă vreun cuvânt din tot ceea ce a spus Domnul? Fraților, cine se luptă cu lucrarea lui Dumnezeu, se luptă cu Domnul. Și din această luptă doar unul este biruitor, și anume Domnul și Biserica lui. Trupul lui. Nimeni care persecută nu va avea biruință. Și uitați-vă ce sfârșit trist a avut acest om, Irod. Se spune, nu descriu acum că este într-adevăr foarte e, macabru tabloul, dar a murit în niște boli și niște chinuri îngrozitoare. Mânca de viermi, cum se spune și despre celălalt Irod, din faptele apostolilor, care era cumva nepotul lui. Oamenii care prigonesc pe Domnul. Știți? Domnul îi spune lui Saul, Saul, pentru ce mă prigonești? Și Saul probabil s-a gândit, pe cine prigonesc eu? Eu prigonesc niște oameni. Nu prigonești niște oameni. Dacă oamenii aceștia strimiști de Domnul, tu îl prigonești pe Domnul. Și nimeni din cei care l-au prigonit pe Domnul n-a sfârșit bine. Și asta ar trebui să fie aviz pentru toți cei care fac aceste lucruri. Nu prigoni lucrarea Domnului. Dacă nu înțelegi, stai deoparte. cere lui Dumnezeu har să-ți dea lumină. Dar dacă tu prigonești lucrarea Domnului, lucrarea de sfințire, lucrarea de pregătire a bisericii pentru revenirea Domnului, nu ai cum să o sfârșești bine, cum nu a sfârșit-o nici rod. Batjocoritorii și prigonitorii sunt și astăzi pe fața pământului și vor fi până la capăt. Ei vor fi cozile de topor în viitoarea persecuție. Așa cum au fost întotdeauna. S-au folosit de oameni dinăuntru pentru a putea să lovească în Biserica Domnului. Și mai mult decât viața, nu au ce să ne ia. Nici mântuirea, nici bucuria, nici dăruirea noastră pentru Domnul. Iar atunci când ei cred că i-au luat viața unui creștin și că acolo s-a terminat, de fapt, omul același primește cu una de martir. În toate lucrurile, nu este mai mult decât biruitori. Biserica Domnului întotdeauna a biruit. Ea biruiește porțile locuinței morților. Însă, rețineți acest cuvânt din Scriptură, cei răi n-au pace. Niciodată nu vor avea pace. Câteva concluzii la sfârșitul acestor cuvinte despre atitudinile pe care Oamenii le-au avut la prima venire a Domnului, și pe care le-au la a doua venire a Domnului. Întruparea Fiului lui Dumnezeu este, fără îndoială, în esența ei, o mare taină. Iar Pavel spune, fără îndoială, mare este taina Ivlaviei. Noi vorbim despre nașterea Domnului, nu putem să o explicăm în întregime, cum Dumnezeu în infinit s-a făcut trup și a locuit plin de har și de adevăr printre noi nu putem să explicăm. Este o taină, este un secret, este ceva care trece dincolo de capacitatea noastră de înțelegere. Atunci când vom fi în prezența Domnului, vom cunoaște de săvârșit, acum cunoaștem în parte. Și fără îndoială, mare este taina Evlavie. Cel ce a fost arătat în trup, a fost dovedit neprihănit în Duhul, a fost văzut de îngeri, a fost propovăduit printre neamuri, a fost crezut în lume, a fost înălțat în slavă și curând vom fi și noi împreună cu El. El a adus mântuire pentru toți oamenii. El este împăratul care va domni peste lumea întreagă, începând din Ierusalim și din Israel. Dar El deja are o domnie. Iar cei care sunt ai Lui, cei care îl iubesc pe El și se bucură cu o bucurie negreită și strălucită, care într-adevăr sunt ucenicii Lui, care îl urmează pe El, ei sunt deja parte acestei împărății. Noi suntem fraților în împărăția Domnului. Nu că doar că așteptăm împărăția ce va veni pe pământ. Și dacă te duci la Ierusalim, te gândești cum va fi împărăția. Și pe pământ aici te gândești dacă așa de frumoasă e natura, cât de frumos va fi în împărăția Domnului. Dar noi suntem deja în împărăția lui spirituală. Iar Scriptura spune, fiindcă am primit dar o împărăție care nu se poate clătina. Ceea ce ne-a dat Domnul în momentul în care ne-am predat viețile Lui este ceva care nu se poate clinti, am primit o împărăție care nu se poate clătina. Ce ar trebui să fie noi? Să ne arătăm mulțumitori și să aducem astfel lui Dumnezeu o închinare plăcută, cu evlavie și cu frică, fiindcă Dumnezeul nostru este un foc mistuitor. Așa să ne ajute Domnul să avem o închinare plăcută înaintea Lui, fiindcă noi suntem în împărăția Lui. El este împăratul și noi suntem supușii Marelui Împărat, și Marelui Rege. Și vorbim din partea Lui prin puterea pe care ne dă Duhul Sfânt și autoritatea care vine de la El. Domnul să fie slăvit și în ziua aceasta și în zilele următoare și până când El va reveni, a Lui să fie slava în biserica sa, așa cum este în ceruri, iar noi să spunem împreună cu îngerii din slavă, care atunci cântau Domnului și din nou îi vor cânta în prezența bisericii sale, atunci când El va începe să judece lumea, vrednic ești tu să iei cartea și să-i rup pe cețile, căci ai fost înjunghiat și ai răscumpărat pentru Dumnezeu cu sângele tău oameni din orice seminție, de orice limbă, din orice norod și din orice neam. Ai făcut din ei o împărăție și preoți pentru Dumnezeul nostru și ei vor împărăți pe pământ. Amin.